Salutare! Da, cu look nou. Am dormit deja cu așa păr. Ieri mi l-am făcut. Toată ziua am stat în salon. De foarte mult timp n-am stat eu 5-6 ore în salon. Am făcut o procedură aer touch am făcut. Și trebuia mai multe etape să-mi fac. Nu știu dacă se vede bine, un fel de roz, așa cum mie îmi place, un roz rece. De foarte mult timp vreau să ajung la așa culoare, dar este foarte greu. Nu este bine aranjat acum. Și tunsoarea tot, nu l-am tuns foarte scurt acum. Vreau să-mi schimb puțin tunsoarea, așa că trebuie să mai las să crească. Scriți în comentarii dacă v-a plăcut nuanța mea la păr. Este foarte super mie, tare îmi place. Cum îmi stă mai bine așa sau cum eram? Eram haotic. Am răgușit ieri, mi-am pierdut vocea. Mi-era frig puțin, parcă mi-era cald, parcă frig în salon. Eram mai mereu cu capul ud sau cu foliile astea în cap. Dimineața, în general, nu puteam vorbi. Acum e deja 12. Copiii am dus, am zdrobit și o supă. Yeah! O supiță foarte ușurică. Nu mâncăm gras. Ieri, așa cum am lipsit toată ziua, am avut noi prin casă de mâncare, dar copiii au mâncat miec, Matinca. Nu țin minte. Nu știu ce o hrănit Sergiu. El i-a luat. Și astăzi eu m-am făcut frumoasă. Mi-am schimbat culoarea părului. Pentru că vin sărbătorile acolo și anul nou, Crăciun. Mai schimbăm puțin. Acum vreau să merg în oraș. Nu departe. La magazine. Sergiu să mă duc, el are să-și spele mașina. Spală Sergiu mașina, plouă. Nu spală, nu plouă. Salutare la toți. Zic, speli mașina, plouă. Așa e la toți. Am spălat-o, o plouă tot în ziua aceea și o săptămână cu soare îmblăm cu mașina murdar. Am să o spălăm și cred că iar seara se ploaie. Sergiu să mă lasă la magazin să mai caut câte ceva dacă găsesc. De seara mergem la o fotosesie cu familia, cu copii. Dacă găsesc ceva în oraș, da. Dacă nu, mergem în ceea ce avem. Și deja o să fac, cred că, bucle. Nu știu ce o să fac. O să văd. Și Loreana vreau să-i fac bucle. O să iau mai devreme de la grădă, tăticu? Zici să-i facem bucle? Da. O să fii fericită, da? Să fii frumos. Dar vă, așa, sus, cu Alex, ții cu gel, așa, în sus. Oh, și murdar. Afară așa bine, cald. Cum? Cald. Pentru iarnă. Am lăsat-o pe Cristina la magazin, am fost și am spălat mașina. Și acum ea a terminat. Mă duc să eu, să văd ce-o cumpărat. Afară sunt 13 grade. Dimineața și seara sunt ambuteiaj, la mează așa e bine. Periana s-o luăm mai devreme azi, că la 6 avem fotosesie. Dar ea la 6 termin, așa că trebuie la 4 jumate s-o luăm, să ducem acasă să-i facem părul. Am luat-o și pe Cristina. Unde e? Am un sacoșă, un buț. Și ți-o venit, a venit și ceva de la poștă? Da, mine. E din cosmetică, am arătat și acasă. Pe poza arăta mai mare. E, pe poza, da, dar asta e doar pentru gentuță. Mor și gentuță poți să o porți. Un balzam de buză pentru iarnă. Să mergem acasă, păpăm supuță? Da, mergem să mâncăm. Și ne odihnim o oră și pe urmă ducem să o luăm pe Alex. Și după aceea să o luăm pe Alex, să o luăm și pe Ian. Da, că fetele trebuie să gătească. Ori 4, ori 4 jumate, deja. Da. Să luăm până vă gătiți, până îi ducem. Până mănâncă copiii toate. Mă duc să aduc copii. Cristina s-a culcat. Să răcorească casa. Au, e rece până! Salut, Ținel. Stai că ai roșu. Cum la școală? Bine? Bine. Ți-ai obosit? Mă doare burt. Te doare burt? Dar și te doare burt? Îmi încordez și nu te doare. Dar nu te încorda. Știi că te-o rămoști ceva. Poate. Elena nu are dispoziție. Mami a cumpărat câte ceva. Așa, mănușele pentru Ariana.
Sper să... Ariana, este nu se ude mânuțele și nu o să-ți fie fric dacă o să te joci cu zăpadă. Ia în brac să vieți bune. Și sigur că lui Alex acelea ai smântit el. Ia-mi vezi, mami, îți vin acestea. După pantalonii ceia tăi, știi care ți-am cumpărat? Hai să vedem. Mama încă nu a finisat. Cu bani, Arian, dă bani. De ce? Bani. De unde-s bani, Arian? Nu știu, s-a tăi, da. Ia că ai pune aici sus și ai să iei pe urmă, bine? Nu intră zăpadă, pe ATV o să fie ușor. Hai, bagă, nu, mănuța aceasta. Ia să vedem. Vai, să fie ușor singuric, știi? Wow, super! Și eu vreau așa mânuț. Alex, data trecută am cumpărat ție de zăpadă, tăi, știi, da, pantaloni? Da. Acum i-am găsit și lui Ariana pantaloni. Nu au nevoie de scurte, că scurte au nevoie de pantaloni. Așa, Alex, la basket, are nevoie de o geantă, ca să spună apa, încălțăminte. Și am cumpărat așa, se pune așa în spate, e, știi cum, e comodă, nu-i mi-a plăcut. Da, ții numai încălțămintea trebuie să încap și apă. Stai, buburuzo! Scoate! Îți place? Da, place. Cercuri? Cercuri de sărbătoare. Alex, mama a mai văzut bluzița asta acum la fotosesie. Ia și într-o aceea, da. Am zis să luăm așa. Da. Și acestea am luat cu tati, spiți într-o... Aceea și asta, știi? Tati, știu că tu nu prea poți, dar asta doar la sărbători. Asta lui mami, un hanărac de ăsta lung, știi? Vă place? Vă place? Da. Da? Și gata, copii. Super, hai, vă faceți părul. Da, eu încă nu sunt gata. Și Ariancic, facem părul și ne ducem, da? Da. Ariana, arată părul, mă, ce frumos. Încă nu este. Cu lacrimi. Lacrimi, ceva nu-i place la păr, dar o să mai facem. Super, foarte frumos ești. Mama, să vedeți ce mai cu roz asta. A, cu roz, ne vopsim, ok. Bine, acolo să ne vopsim, da? Pe loc, da? A, și v-am spus, plouă. Dar e umbrină. Azi am spălat. Nu, că cu mașina să-mi ducem, Mariana. Aici mamica. Da. Mamica aici e mai gătită din noi. De mult m-am gătit, dar prea tare m-am gătit, nu? Frumos, plouă, da? Am ajuns. A, Mariana? Nu vreau. Frumos? Nu vrei, nu vrei, dar deja vrei. Alex? Am luat șlapii acușa să ne scoatem șlapii. Deci așa să ne pozăm frumos. Asta Dumitru. Noi să ne facă pozele. Salut, Dumitru. Salut. Aici patul să ne culcăm pe noi sau? Răcește, 27 de grade. Măi, ce păr frumos. Stai, mama, să facă puțin păr aici. Nu vrea să asculte? Nu vrea să asculte, știi frumos. Da, Alex, vrea să asculte? Ia totul împinge. Mhm. Unde zâmbim? Prinde pe Ariana. Da, prinde. Așa. Parcă vreți să luați la o jucărie, numai cumva. Dar o să în cameră sau la jucărie? Odată să mă uitați la jucărie. Și odată din camera. Super. Eu așa. Ho. Mai mult ne ieșește. Un pic așa. Mai... Super. Fetic, citește-ne. Da, numai că așa mai lipe. Gata, ne duci, Mariana? Ducem să mâncăm? Ce să mâncăm? Alex, ți-e foame? Оп, încet. Ариана, încet. Ce faci gimnastică? Cascadier. Gata, o oră a trecut foarte repede. Vrem să-i mulțumim lui Dumitru. Să vă lăsăm și contactele lui de Instagram și Facebook sub video. Dacă aveți nevoie de sesiune sau vreun eveniment, să apelați la el. Acum noi vrem să ducem să mâncăm ceva și pe urmă acasă. Frumos, brat, mai mare ca noastră. E mai mare pentru că se folosește pentru sesiune, ține foto. Sesiune? Da, nu-i pentru casă. Hai, te-ai încălțat? Plecăm. Dumitru, mulțumesc. Hai, succes ție. Am venit și la mâncărică. Am vrut să mergem la un restaurant gustos de acolo. Am fost, adică, dar nu era carne de pui, care nouă ne place foarte tare. Așa că am venit la o pizzerie care o știm deja. Și am luat, eu mi-am luat fileu de pui și
Am luat niște pizze la copii, nuggets-uri. Am luat și pizza acasă. Alex e bebeluș. Vrei cu avion? Păi doar bebelușii se urcă acolo. Împușcă avionii. Bowling. Strike, Ariana! Strike, nu bravo! Am ajuns și acasă. Ariana, ce ai făcut? Uite la mine. S-a vopsit. De-asta-i văd. Oh, no. Stricat rojul mami. Ce unde? Tu stăteai lângă Ariana. N-ai văzut că s-a vopsit ea? Ia. Nu ieși, Ariana. Și te-o pupaturi. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Christmas.